până l-am găsit. Vorbim despre zeul astrelor, domnul Remus Ionescu, care atunci când spune ceva, mă, o spune pe bune. Așa este. Ele știe pe toate, nu ai cum. Am auzit că una dintre zodii astăzi va avea parte de un câștig financiar. Despre cine este vorba? Taur, Gemini? Zodia Taurului. Nu, e altă zodie din câte știu și am citit pe spynews.ro, însă mai multe ne spuneți dumneavoastră. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să vă revăd aici, în platoul la Star Matinal. Energie, bună dispoziție, entuziasm. Și este posibil să constatăm că lucrurile se desfășoară mai repede decât ne-am fi așteptat, dar la fel de posibil este să schimbăm niște lucruri pe parcurs, dintr-un plan făcut anterior. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Perfect. Entuziasmul există, însă ați vrea să fiți siguri că aveți totul pregătit înainte de a demara un proiect sau de a ataca un obiectiv major. Ați putea găsi oameni cu experiență dispuși să vă ofere una de ajutor, o sugestie sau să se implice alături de voi. Taur. Perseverenți, ca de obicei, veți relua abordarea unei probleme care v-a frământat ieri. Astăzi însă vedeți lucrurile într-o altă lumină și ar putea apărea și rezolvarea dorită, ideea salvatoare. Vă asigurați, poate, locurile de cazare într-un hotel sau într-o pensiune pentru acest sfârșit de săptămână. Gemeni, se deschid inimile și buzele după un incident recent. Reveniți la sentimente mai bune, vi se face o mărturisire. Reluați, poate, căutarea unei locuințe de închiriat sau de cumpărat. Faceți niște calcule legate de costul unui credit. Căutați, eventual, alternative de finanțare. RAC. Se pare că au mai rămas subiecte de abordat sau de povestit și continuați telefonic, eventual, o discuție de ieri. Ar putea apărea un cumpărător destul de serios pentru produsul sau serviciile pe care le-ați promovat recent online sau prin alte mijloace. Leu, început de săptămână destul de aglomerat. Poate că a rămas ceva de rezolvat de săptămâna trecută sau se apropie un termen de predare, o evaluare. Vă hotărâți poate să fiți mai atenți cu cheltuielile, măcar pentru o perioadă, până când refaceți o rezervă, vă echilibrați financiar. Fecioară, evenimente recente sau o schimbare de abordare a unei probleme vă aduc acum un plus de liniște, de echilibru, de farme chiar. Și relația de cuplu are de câștigat în aceste condiții. Iar dacă nu sunteți actualmente implicați într-o relație, este posibil să vă scoată din apatie o întâlnire, o conversație. Balanță. Simțiți poate nevoia să dereticați câte ceva prin casă și ajungeți la poze, la suveniruri din călătorii sau alte obiecte ce vă trezesc amintiri plăcute. Aveți parte de starea liniștită alături de cei dragi. Vă amuzați de cele povestite, de cei mici, referitoare la prima lor zi de școală, de revederea cu colegii. Scorpion, vi se cere ajutorul sau părerea și poate că este nevoie și să ajungeți la fața locului ca să aveți o imagine de ansamblu. Posibil să dați un telefon de curtoazie și să se prelungească neașteptat de mult convorbirea, cât și lucrurile și informațiile aflate sunt de interes pentru voi. Săgetător, bun rezultat al unei negocieri. Obțineți o reducere sau poate că vi se oferă niște servicii suplimentare. Beneficiați de transport sau de instalare gratuite. Se mai liniștesc lucrurile pe la locul de muncă sau poate că ați scăpat de stresul primelor zile sau al unei promovări. Capricorn, vă duce dorul cineva. Insistă să continuați o discuție, faceți poate aranjamente să vă vizitați cât de curând dacă locuiți în localități diferite. Poate că vă hotărâți pe ultima sută de metri să vă înscrieți la cursurile unei facultăți ca să nu amânați realizarea unui vis. Vărsător, mai căutați poate niște variante de sponsorizare pentru un proiect al vostru sau redimensionați niște cheltuieli, investiții. Salutări, vești, telefoane neașteptate după orele de serviciu. Vă bucurați să aflați că nu ați fost uitați. Aflați noutăți de la vechi, foști, prieteni sau colaboratori. Pești, ar putea să vă intre în cont o sumă pe care vi s-a promis încă de săptămâna trecută. Apare o propunere de reluare a unei negocieri, de prelungire a unui contract. Toate acestea, desigur, după lămurirea unor probleme apărute în ultima perioadă. Să avem o zi bună! Să avem o zi excelentă, mulțumim tare mult. Mai multe despre horoscopul complet al zilei de astăzi, bineînțeles, să regăsiți pe www.spynews.ro. Nativi Pești încep săptămâna foarte bine din punct de vedere financiar. Dacă e cu bani, e de bine, iar noi acum mergem mai departe.